S-a întocmit următorul proces de fapt, data, o știți, 5 noiembrie, la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, Comisia de Doctorat, numită prin hotărârea Prezidiului Academiei Române, din 21 septembrie 2020. Nu se tune. Am zis că astăzi, la Institutul Călinescu, Comisia de Doctorat, numită prin hotărârea Biroului Prezidiului Academiei Române, numărul 2818 din 29-2013, în urma susținerii publice a dezbătut teza de doctorat a domnului Spânu Stelian, intitulată Nichifor Crain în viața și opera. În urma dezbaterii și pe bază votului exprimat deschis de comisie, conducătorul științific a dat calificativ, toți membrii comisiei, de fapt, au dat calificativul foarte bine și au hotărât să confere doctorandului, Stelian Spânu, titlul de doctor în filologie, cu calificativul final foarte bine. Nu se mai acordă distinții. Vă felicităm și aveți acum ultimul cuvânt. Membrii comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aprecierile făcute. Nu știu ce să spun, probabil că tremuratul mâinilor și vocea tremurată spun mai mult decât aș vrea să spun eu în cuvinte. Mulțumesc comisiei, mulțumesc întâmplătorului de doctorat care mi-a călăuzi pașii spre, pentru această lucrare, cu uneori cu o critică mai severă, dar foarte constructivă, alteori cu critici mai evaluate, dar la fel de incisive, ca să duc lucrul bun la bun sfârșit. De asemenea, cred că nu mă voi opri aici, voi insista asupra vieții și operei lui Crainii, care m-a fascinat și mă fascinează. De asemenea, mulțumesc familiei mele, mulțumesc părinților mei care doar mama a putut fi de față, pentru că tata ne privește de sus, de acolo, de undeva. Mulțumesc copiilor mei și invitaților și nu este doar un o ruptură aceasta, pentru că siguranță mai, voi mai veni aici și voi mai da ochii cu